Atunci când privești cerul nopții, ar fi ușor să crezi că universul este un ocean nesfârșit de întuneric. Ei bine, dacă ar fi să măsori lumina vizibilă de la toate corpurile cerești luminoase, care crezi că ar fi culoarea universului? În mod clar, nu este negru. Un studiu din 2002 arată că lumina de la galaxii și stelele din interiorul acestora, împreună cu norii vizibili de gaz și praf din univers, produc o culoare foarte apropiată de alb. În cele din urmă, astronomii au numit această culoare late cosmic. Nuanța de bej a universului apare pentru că există ceva mai multe regiuni ce produc lumină roșie, galbenă și verde decât regiuni care produc lumină în nuanțe de albastru. Astfel, în medie, culoarea bej este diluată și pare aproape, dar nu în totalitate, întunecată. Negru nu este o culoare. Negru este doar absența luminii detectabile, a declarat Ivan Baldry, profesor la Institutul de Științe Astrofizice al Universității John Moores din Liverpool, Regatul Unit. În schimb, culoarea este rezultatul luminii vizibile, creată prin universul de stele și galaxii, a adăugat Baldry. Stelele și galaxiile emit unde de radiație electromagnetică, care sunt separate în diferite grupuri în funcție de lungimea undelor emise. De la scurte la lungi, grupurile includ raze gamma, raze X, lumina ultravioletă, lumina vizibilă, radiația infraroșie, microundele și undele radio. Lumina vizibilă reprezintă doar o mică parte din spectrul electromagnetic atunci când vine vorba de lungimi de undă, dar este singura parte pe care ochiul uman o poate vedea. Ceea ce percepem drept culori sunt de fapt doar diferite lungimi de undă de lumină vizibilă. Nuanțele de roșu și portocaliu au lungimi de undă mai lungi, iar nuanțele de albastru și mov au lungimi de undă mai scurte. Spectrul vizibil al unei stele sau galaxii este o măsură a luminozității și lungimilor de undă ale luminii pe care steaua sau galaxia o emite, care, la rândul lor, pot fi folosite pentru a stabili culoarea stelei sau a galaxiei, a mai spus Baldry.